Rugăciunea serii pentru binecuvântarea părinților, fraților și surorilor. Dumnezeule Atotputernic, Tată iubitor și milostiv, vin înaintea Ta în această seară pentru a-Ți aduce rugăciunea mea înaintea Ta pentru părinții mei, frații și surorile mele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul vieții și pentru binecuvântările pe care le-ai rânduit să le primesc prin intermediul acestor oameni dragi mie. Încep rugăciunea mea prin a-ți aduce mulțumire pentru părinții mei. Își cer, Tată Ceresc, să-i înconjor cu harul Tău divin și cu iubirea Ta neîncetată. Binecuvântează-i cu sănătate și cu putere pentru a face față provocărilor vieții. Ajută-i să fie modele de urmat, înțelepți și încrezători în Tine în toate alegerile lor. Dă-le înțelepciune și ghidare în toate deciziile lor și fă să răsune în inimile lor pacea și bucuria Ta. Îți încredințezi și frații și surorile mele, Doamne. Te rog să veghezi asupra lor și să-i ocrotești de toate primejdiile și ispitele. Dă-le putere și înțelepciune pentru a merge pe cărările drepte și pentru a învinge greutățile vieții. Împlinește în ei voința Ta și ajută-i să slujească în toate aspectele vieții lor. Doamne, în această rugăciune îți aduc și dorința de a-ți mulțumi pentru dragostea și armonia pe care le-ai rânduit să existe în familia noastră. Își cer să întărești legăturile noastre de iubire și înțelegere, să ne ajutăm unii pe alții în momentele dificile și să ne bucurăm împreună în momentele de bucurie. Învață-ne să fim sprijin și încurajare unii pentru alții și să ne căutăm binele reciproc. Te rog, Doamne, să umpli casele noastre cu pacea Ta și cu Duhul Tău Sfânt. Ajută-ne să ne rugăm împreună, să studiem cuvântul Tău și să creștem în credință. Fă din familia noastră o sursă de lumină și speranță pentru alții și ajută-ne să trăim în armonie cu voința Ta. În această seară îți aduc și rugăciunea mea pentru nevoile individuale ale părinților mei, fraților și surorilor mele. Cunosc inimile lor, Doamne, și știu că fiecare are nevoie, speranțe și dorințele sale. Te rog să le asculți rugăciunile și să le împlinești în conformitate cu voia Ta perfectă. Dă-le înțelepciune în problemele cu care se confruntă, alină suferințele și umple-i cu bucurie și mulțumire în Tine. În final, Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea. Îți mulțumesc pentru că ai rânduit să fim împreună și pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat asupra noastră. Te rog să ne păzești în siguranță, să ne călăuzești pe căile Tale și să ne acorzi harul Tău în fiecare zi. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. O scurtă descriere. Această rugăciune creștină este dedicată momentului serii de luni și este menită să aducă binecuvântare și protecție părinților, fraților și surorilor. În timp ce te rogi, vei aduce înaintea lui Dumnezeu nevoile și dorințele acestor persoane dragi, cerându-i îndrumare, putere și armonie pentru familia ta. Rugăciunea exprimă recunoștință pentru darul vieții și cere binecuvântări divine asupra tuturor membrilor familiei tale. Indiferent de dificultățile și încercările cu care se confruntă, rugăciunea te îndeamnă să te încrezi în Dumnezeu și să cauți unitatea și sprijinul reciproc în familia ta.